dacă exagerăm meciul din partea domnului Linca și apoi întrebăm dumneavoastră. Da, joc echilibrat, două echipe foarte bune, două echipe solide, care din punct de vedere fizic chiar stau foarte bine. E clar că n-a fost un meci spectaculos, fiecare și-a urmărit până la urmă interesul de a câștiga cele trei puncte. Din păcate s-a terminat doar 0-0, chiar mi-aș fi dorit să marcăm, cum am făcut-o și etapele trecute. Ce să spun, atmosferă de Liga 1, foarte mulți spectatori, chiar i-a împins din spate pe jucătorii Petrolului și cred eu că ambele echipe împreună ar merita să promoveze la Liga 1. Îmi doresc să avem aceeași atmosferă și la Cluj, când va veni Petrolul în vizită, și ar fi foarte frumos dacă noi chiar am reușit să câștigăm acel meci, pentru că deja diferența e destul de mare, rămân 7 puncte și pentru noi e important să încercăm să fim în primele două la finalul acestui play-off. De-aia zic că despre meci nu vreau să vorbesc prea mult. A fost un meci destul de închis, fără multe ocazii. Trebuie să recunoaștem asta, dar pentru fiecare era important, să cred eu, să nu piardă. Dacă Petrolul va avea 4 victorii de acum înainte, chiar vă gândiți să învingeți acolo la Cluj și să promovați împreună? Probabil că doar atunci se va pune problema. Eu chiar mi-aș bucura și vă dați seama, chiar pentru noi ar fi extraordinar ca Petrolul să câștige de acum, să aibă 4 victorii, oricum au un avantaj și am zis că e principala favorită la promovare. Dar vedeți că jocurile, vă spun de acum, vor fi foarte echilibrate, foarte complicate pentru toată lumea și niciun joc nu e câștigat de dinainte. Tocmai având acest avans destul de mare, crezi că tocmai Petrolul va juca mai mult la egal, că le convine până la urmă. Dar în general, știi ce se întâmplă în fotbal? În momentul în care tu joci la egal, să nu pierzi un meci și după aia să înceapă un pic dansul lebedelor, să zic așa, știi? Să nu pierdeți în primul rând? Nu, sau? Eu am vrut să câștig, v-am zis, pentru că îmi doream să vin la 4 puncte de Petrolul, îmi doream să măresc ecartul față de celelalte echipe. Sincer, dacă vă uitați pe clasament, echipa mea n-are niciun egal în 20 de jocuri. Ce pot să vă zic? Suntem o echipă care ne dorim, dar am zis și Petrolul astăzi, s-a apărat foarte bine, o echipă foarte compactă și chiar ne-a fost și nouă greu să reușim să ne creăm ocazii de a marca. Noi am intrat în Zodia lui 0-0, pentru noi al doilea am făcut 0-0 și cu Zăun în sezonul regulat. Acum, România, în general, deși eu nu sunt de acord, în momentul când faci egal, toată lumea e mulțumită, n-am pierdut. Sau dacă faci 5 egaluri, antrenorul sau conducerea zice, păi n-am pierdut niciun meci. Dar uităm faptul că o altă echipă care poate câștigă 3 jocuri, are cu vreo 4 puncte în plus și pierde 2. Și eu sunt cam adeptul acestui sistem de a câștiga și a nu a face egal. Adică cumva reminiscența vechiului sistem. 2-1, corect. Așa e. Și atunci hai să împărțim punctul, da, dar nu mai e cazul. Așa e, nu mai e cazul, dar revin, Petrolul cu siguranță e avantajată de meciurile egale în acest context de play-off. Am muncit mai mult. Am muncit, da, anul trecut am muncit foarte mult, ne-a bătut pe noi aici 1-0, îmi doream să ne luăm revanșa astăzi, dar din păcate nu n-am realizat. Ai vorbit de dans foarte mult în prima parte a interviului. Odată am vorbit. Ai dansat cineva mai mult decât ai dansat tu astăzi? Sincer, nu mi-aș fi dorit să dansez, dar în momentul când văd unele decizii doar într-o singură direcție, stai seama că nu. Eu îmi doresc un arbitru să fie imparțial și vreau să vă zic, și am văzut 100% sigur, dar asta e, și țineți minte faza cu Chiajna, când așa. A fost aud de poartă, s-a dat corner și Petrolul a câștigat cu 1-0. Eu nu-mi doresc ca arbitrii să-și facă temele, să știe care sunt punctele forte ale lui Petrolul. Că și eu am pierdut tot din corner aici. Dar astăzi, la cornerul din minutul 70 și ceva, să vă uitați atent, că a fost aud de poartă și s-a dat de iară corner. Când a fost cea mai periculoasă fază a Petrolului. Petrolul n-a suferit anul ăsta din cauza niciunui arbitraj, dacă mi-aduc aminte. Da. Arul trecut, corect. Dar anul ăsta... Corect, sunt de acord cu dumneavoastră, dar în acest campionat trebuie să fim corecți. Ok, nici n-a, poate n-a fost ajutată, nu zic că a fost ajutată, dar nici n-a avut nicio situație prin care să fie așa dezavantajată.
bine. Să da? Că vorbim serios. Ascultați-mă. Petrolul a câștigat. Echipele cu bani, o să vedeți, de fiecare dată, vor fi acea la linie. Petrolul în anul acesta nu are bani. Da, vă dați seama ce situație a fost Veolia atâția ani. Exact. Milioane, milioane. Și acum când e o situație bună de a reuși să intri în Liga 1, nu mai ai finanțare. Dar știți cum e? În general, din experiența mea în fotbal, naiba știe cum la noi în țară tot timpul. Când sunt bani, nu e problemă în altă parte. Când e în altă parte, nu sunt bani. Deci la noi, parcă situația aia bună și în căsnicie, înseamnă că în România tot timpul avem probleme în căsnicie, nu? Ca la fotbal, nu? Eric, ai... Nu mă supărați, da. Nu mă supărați. Da, recunosc că a fost, da, vreți să vă mint? Nu. Nu. Dar nici nu, păi da, nici nu. Și acum a fost iară meciul cu dar eu nu vreau asta. Să vă întreb ceva. Dar vă zic, eu n-am nevoie de arbitraj. Eu vreau să fie imparțial. Dar anul trecut, ia vedeți anul trecut, cât am suferit eu anul trecut. Până o să avem bani, să știți că așa au venit. Vreau să vă întreb ceva. Și la bani, dacă tot o să fie referent, să aibă o atenție specială. Păi s-a văzut în formula de start, nu? S-a jucat cu doi fundași dreapta, știam asta, că vor încerca tot timpul să-l dubleze pe Șpașov, Pârvulescu, să coboare foarte mult. Ați văzut că și Petrol a fost ultra-defensiv astăzi. Adică și-a urmărit scopul de a face meci egal. Despre ce vorbim? Da. Da. A avut o poziție mult mai avansată, deci n-a mai participat. Nu i-ați dat mai multă libertate lui Eli? Lui Eli am dat eu toată libertatea și mi-ar fi dorit chiar să marcheze, doar că am și revin, chiar am zis la începutul jocului, chiar și Petrolul a făcut un joc foarte solid din punct de vedere defensiv și noi care ne-am fi dorit poate să fim mai, să ne creăm ocazii mai multe, cum am făcut ori în ultimele trei jocuri, astăzi chiar nu prea, n-am reușit nici noi. De ce nominalizați? Că dacă e, haideți să tot. Fiecare antrenor știe exact care i-au fost jucătorii mai puțin inspirați astăzi, să spunem așa, că morți, dacă ar fi morți, Doamne ferește, vedeți dumneavoastră, sunt alții. Eric, a fost un război, cum spuneai înainte de meci? A fost un război, între ghilimele, vă dați seama, a jucat locul 1 cu locul 2, ați văzut și dumneavoastră ambițiile care sunt între cele două galerii, între cele două orașe. Frumos, dar în tribuna, dacă e să fim corect. Război mai mult istorie, da. Păi da, iar mă face să mă repet, cu asta am început. Păi nu, ce vreau să vă întreb, dacă n-ați prinde lucrurile promovabile direct, sincer, pe cine credeți că puteți bate în prima ligă la Varaj? Am să prind locurile promovabile. O seară frumoasă. Da.